Domnul să ne asculte rugăciunile. Slăvit să fie Domnul! Hristos a înviat! Pentru că predica mea, mesajul meu dinaintea noastră în această dimineață va fi bazat pe 3 texte din Scriptură. O să vă cer îngăduința să le citim atunci când vom ajunge la ele, pentru a le avea proaspăt în minte. De aceea acum, cu respect, vă invit să ocupați locurile și vă mulțumesc. În perioada anului acestuia, împreună cu biserica, dar și personal, împreună cu biserica în care slujesc, am încercat să ne punem o întrebare, o întrebare pe care am găsit-o noi potrivită pentru fiecare comunitate în parte, pentru fiecare credincios. O întrebare care ne-a pus pe gânduri, sau mai degrabă ne-a pus pe gânduri răspunsurile pe care le-am găsit la întrebarea aceasta. Iar întrebarea este simplă și directă. Cum să fim plăcuți lui Dumnezeu? Am ajuns la concluzia, după ce am răsfoit Noul Testament, Scriptura întreagă, legat de subiectul acesta, că Dumnezeu nu doar că ne răscumpără, nu doar că ne iartă, nu doar că privește spre noi, nu doar că ne iubește, ci că Dumnezeu poate să privească spre viața noastră, spre fiecare aspect al vieții noastre și să exclame, îmi place, îmi place. Nu știu dacă l-ați văzut vreodată pe Dumnezeu așa, dacă ați considerat vreodată că Dumnezeu poate privi înspre dumneavoastră, înspre aspecte ale vieții noastre și să zică simplu, direct, frumos, chiar îmi place, îmi place. Încercăm să îmboldim așa inima, să spunem inimii noastre, ei, inimă, Dumnezeu nu doar că te răscumpără, nu doar că te iartă, nu doar că te spală în sângele Fiului Său, Dumnezeu poate să privească înspre tine și să exclame, îmi place, îmi place. Căutând răspunsul la această întrebare, am descoperit două adevăruri cu care vreau să încep în această dimineață, vreau să vă las cu ele, două adevăruri care ne-au încălzit inima, pe undeva ne-au mai și speriat, dar două adevăruri care cu adevărat ne pot înălța spre Dumnezeu. Primul este că Dumnezeu este interesat de fiecare aspect al vieții noastre. Că aproape nu există aspect în viața noastră care, dacă îl lăsăm modelat de Evanghelie, pătruns de cuvânturi și de adevărurile lui Hristos, să nu stârnească din partea lui Dumnezeu acel îmi place pe care îl căutăm. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că aproape totul, dacă nu chiar tot din ceea ce trăim noi, are rădăcini, implicații spirituale. Familia poate să stârnească înaintea lui Dumnezeu sentimentul, expresia îmi place? Da. Poți să-ți conduci familia, poți să fii tată, poți să fii soț, soție, copil într-o familie și să trăiești în așa fel în familia aceea, încât la un moment dat Dumnezeu să privească spre familia ta, ne dorim noi asta? Și să zică, îmi place, îmi place familia ta. Auziți, Dumnezeu să zică asta. Putem să slujim în așa fel încât Dumnezeu să privească la slujirea noastră, dacă ea este modelată de Evanghelie și să zică, îmi place cum slujești. Putem să muncim? Să muncim? Importantă munca noastră? Ceea ce facem de luni până sâmbătă, 8 ore pe zi sau până vineri sau cât lucrăm noi? Da. Poți lucra împreună cu Dumnezeu la ordonarea lumii create de El prin munca ta și prin munca ta modelată de Evanghelie să obții de la Dumnezeu. Auzi? Îmi place cum lucrezi. Îmi place. Îmi place de tine. Îmi place de munca ta. Da. Fiecare aspect al vieților noastre poate fi modelat de mâna lui Dumnezeu și să stârnească de la Dumnezeu îmi place. Am descoperit asta. Ba mai mult. Am mai descoperit un lucru. Am descoperit că în domeniile acelea în care noi trăim modelați de Evanghelie, în domeniile acelea în care lăsăm Evanghelia să dicteze tonul, ritmul în care trăim, să ne dicteze principiile, felul în care trăim, în domeniile acelea ne putem odihni. Acolo este cel mai frumos loc în care poți să trăiești. Atunci când Dumnezeu zice despre un domeniu din viața ta, îmi place, în domeniul acela vei găsi odihnă. Acolo e cel mai bun loc în care poți trăi.
Vrei ca viața de familie să fie o viață odihnitoare și împlinitoare pentru tine? Casa ta să se transforme într-un cămin? Trebuie să lași familia modelată de Dumnezeu, de Evanghelie. Și atunci când ea este modelată de Dumnezeu, obții de la Dumnezeu acel îmi place, iar ție chiar îți va plăcea să trăiești acolo. Vrei ca munca ta să nu fie o muncă obositoare, plictisitoare, ternă, una de care vrei să scapi? Nici nu-ți vine să te trezești lunea. Ce azi, luni? Oh, nu e întâi mai, ce bine. Nici nu mergem la lucru. Sau vrei să te trezești bucuros? Abia așteptând să te duci la lucru? Trebuie să lași lucrul tău modelat de Evanghelie. Spunea Domnul Hristos lucrul ăsta într-un mod atât de frumos și de tulburător totodată, Matei 11:29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și chiar dacă iei jugul lui Hristos, ascultați, care este promisiunea pe care Dumnezeu o face și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. De ce? Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Poți ajunge acolo, să trăiești așa. Spunea Domnul Hristos, Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug. Cum să ajungi la viața din belșug când te duci la lucru? Sau e doar pentru duminica asta? Lăsându-te modelat de Evanghelie, stârnind din partea lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți să zic asta, expresia îmi place, îmi place. Iar în dimineața aceasta vin înaintea dumneavoastră să discutăm despre un domeniu profund personal în care cred că putem fi modelați de Evanghelie. Un domeniu pe care, cu adevărat, în profunzime, nu-l știm decât noi. Nu-l mai știe nimeni altcineva, așa cum îl știm noi și mai bine decât noi, îl știe Dumnezeu. Oamenii vorbesc despre el, îi spun universul nostru interior sau forul nostru interior. Atunci când Biblia vorbește despre el, zice că el este omul ascuns al inimii sau inima noastră. O, și câte lucruri nu se îngrămădesc, nu se ascund, nu se țes în ființa noastră lăuntrică. Este locul în care ne ține înferecate toate secretele. Locul de care nu suntem dezgoliți cu adevărat niciodată. Suntem locul în care suntem noi înșine, fără nicio mască, fără nicio prefacere. Locul în care nu pătrunde în totalitate niciodată privirea cuiva. Forul nostru interior. Cu mulțimea lui de gânduri, cu mulțimea lui de atitudini, de emoții, de sentimente. Forul nostru interior. Este locul, încerc să-l zugrăvesc cât mai bine, este locul în care uneori ne judecăm cel mai tare. Cum ești, frate? Bine. Soră? Bine. Dar ea și el, în adâncul lui, se calcă în picioare în momentele acelea. Se judecă mai aspru decât l-ar putea sau ar putea o judeca vreodată cineva. Se trage la masa judecății și zice, cum ai îndrăznit? Cine ești tu? Și efectiv te calci în picioare. Unde? În exterior nu vede nimeni, dar în interiorul tău se petrece furtuna. Nu este doar locul în care ne judecăm cel mai tare, este și locul în care ne îngăduim cel mai mult uneori. Toți cei din jur văd că ai greșit, dar tu în interiorul tău găsești motivații. Motive pentru care ai făcut ceea ce ai făcut, pentru care ai spus ceea ce ai spus. Este locul în care ne îngăduim uneori mai mult decât ar trebui să ne îngăduim. Poate fi omul ascuns al inimii, forul nostru interior, plăcutul lui Dumnezeu, se poate uita Dumnezeu în interiorul nostru și zică, îmi place. La viață poate cum mai drege, dar în interior, la orice gând, este locul în care ne înălțăm sau coborâm. Coborâm ajungând până acolo, la acea limită, acel prea jos, de care Apostolul Pavel vorbește romanilor, Romanii 1:28, că unii au coborât atât de tare în forul lor interior,
în ființa lor lăuntrică, încât Dumnezeu i-a lăsat în voia minților, ascultați, nu zice a faptelor lor, ci a minților blestemate. Sau e locul în care ne putem ridica tot mai mult înspre Dumnezeu. Permiteți-mi să vă întreb. Dacă în dimineața aceasta, pentru o putere supranaturală, așa cum are Dumnezeu, Dumnezeu ar prelua controlul ecranului ăstuia frumos și mare. Și pe ecranul ăsta ar începe să facă, să nădească un film din tot forul meu interior. Sau din al dumneavoastră. Sau din al cuiva care nu este aici. Cu toate gândurile, cu toate emoțiile, toate atitudinile. Haideți să nu zicem de anul acesta, de săptămâna asta. Să nu zicem nici de săptămâna asta. De azi. Și le-ar desfășura ca un film. La ce film ne-am uitat? Ar fi un film care ne-ar îngrozi? Sau ar fi un film creștin? Un film care ne-ar face să întoarcem privirea oripilați de ceea ce vedem? Sau un film în care am zice, da, iată un om. Un om cu bune și rele, cu umbre și lumini, dar totuși un om modelat de Evanghelie. Uite-i gândurile. O mai au și ele pe câmpii, dar uite-te cum se străduie să facă orice gând rob ascultării de Hristos. Uite atitudinile. Uneori și el mai mușcat de răutate, de invidie. Dar uite-te cum se pocăiește imediat în mintea lui, în sufletul lui. Cum ar fi filmul vieții tale? S-ar putea uita Dumnezeu dacă s-ar goli dintr-o dată toată biserica și acolo undeva, central, ar sta maestos cineva. S-ar putea uita Dumnezeu pe ecranul ăsta și să zică îmi place. Sau și-ar întoarce privirea. Vin înaintea dumneavoastră să vă spun în această dimineață că filmul acesta nu doar că ar fi bine să fie modelat de Evanghelie, nu doar că forul nostru interior ar trebui modelat de Evanghelie, ci este urgent, de o nevoie urgentă să fie modelat de Evanghelie. Este imperios necesar. De ce? Două motive vă dau pentru care forul nostru interior, filmul acela pe care Dumnezeu îl poate construi punând clipă de clipă una lângă cealaltă pentru a da o peliculă mare, poate fi și trebuie să fie plăcut lui Dumnezeu. Unu, pentru că Dumnezeu chiar stă și se uită. Dumnezeu chiar se uită la ce gândim, la ce e în interiorul nostru. Vă aduceți aminte, există o întâmplare din Vechiul Testament pe care o știu chiar și copiii la școala duminicală, superbă de altfel, pilduitoare de asemenea. La un moment dat, Samuel, prorocul Israel, este apostrofat de Dumnezeu și spune Dumnezeu, auzi, eu unul m-am săturat de lacrimile tale pentru Saul. Câtă vreme mai ai de gând să-l plângi? L-am lepădat. Scoală-te și du-te în casa lui Ișai, Betleemitul, mi-am ales un împărat de acolo. Și Samuel, ca orice proroc ascultător, se ridică și pleacă în casa lui Ișai, Betleemitul, cu toate riscurile pe care treaba asta le presupunea. Ajunge în casa lui Ișai și spune de ce a venit acolo, trebuie să ungă un împărat. Și Ișai începe să-și poarte, să-și ducă, să-și treacă prin fața lui Samuel, copiii. Și Samuel dă să ungă pe primul. Arată bine, arată împărat, are statură de rege. Și Dumnezeu îl oprește, nu? Nu e ăsta. Și vine următorul și Dumnezeu îl oprește din nou. Nu, nu e ăsta. Și vine următorul și Dumnezeu îl oprește din nou. Samuel, nu e ăsta. Dar, Doamne, toți arătau bine. Exteriorul era nemaipomenit, material de rege. Dumnezeu îi spune lui Samuel, 1 Samuel 16:7, și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Și ascultați, Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul, ziceți dumneavoastră că știți, se uită la inimă, interesat de cardiologie.
Inima este metafora, imaginea interiorului nostru. Domnul chiar se uită la inimă. Pot să spun lucrul ăsta în cuvintele Domnului Hristos, chiar dacă ele sunt mai dure? Ascultați cum spunea Domnul Hristos. Citim din Matei 23, începând cu versetul 27, cu referire la cărturari și la farisei. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca morminte văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor. Dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Ce spunea Domnul Hristos, ce spunea Dumnezeu lui Samuel? Că Domnul chiar se uită la film. Chiar se uită la interior și vrea să vadă un film plăcut lui. Că poate filmul acela să fie plăcut lui Dumnezeu. Vine înaintea dumneavoastră în această dimineață să susțin că adevărat pocăința modelează, atinge, transformă exteriorul nostru. Un pocăit se îmbracă altfel, merge altfel, vorbește altfel, acționează altfel, conduce mașina altfel, se poartă în familie altfel. Totul poate fi modelat de Evanghelie, dar când zicem totul, n-ar trebui să rămânem la lucrurile exterioare, ci ar trebui să zicem că inclusiv interiorul nostru trebuie modelat de Evanghelie, cu tot ceea ce presupune universul interior al unui om, cu toate lucrurile care se adună acolo și pentru care unele dintre ele le-am vrea zăvorute, toate trebuie modelate de Evanghelie, atinse de Evanghelie. De ce? Pentru că Dumnezeu îl vede și consideră important. Și vă mai dau un motiv. Pentru că omul se înalță sau cade, pierde sau câștigă, în primul rând, la nivel interior. Prima dată, bătălia numită viață, numită spiritualitate, numită credință, se pierde sau se câștigă la nivel interior. Noi oamenii nu vom vedea decât din exterior lucrurile și le vom vedea adeseori atunci când este prea târziu. Doar vom auzi cum s-a prăbușit casa. Bum! Și toți vom începe să ne întrebăm, dar cum s-a putut, domnule, așa ceva? Nu era el, nu făcea ea. Nu! Nu se poate să se fi întâmplat asta. De ce? Noi nu am auzit decât prăbușirea casei. Dar în timp, ea s-a tot stricat, s-a tot ros, până s-a prăbușit. Noi îl vedeam pe scenă, îl aplaudam, ne închinam împreună cu el, îi ascultam predicile, îl vedeam la lucru, îl vedeam prin tot soiul de circumstanțe și ni se părea că este un om care câștigă bătălie după bătălie, dar el sau ea, în interiorul lui, în interiorul ei, pierdea. Luptă după luptă. Până când într-o zi s-a prăbușit. Bătălia se pierde sau se câștigă în primul rând la nivel interior. Tocmai de aceea vă chem să mergem acolo în profunzime în această dimineață și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea să ne modelăm interiorul după Evanghelie și zic, Doamne, ajută-ne și biserica să zică amin. Bătălia se pierde sau se câștigă acolo. Descriind mecanismele prin care ajunge în viața omului păcatul, Apostolul Iacov 1, de la 14 și 15, descrie lucrurile acelea care se petrec în interiorul unui om. Dacă veți citim acum versetele acelea, veți constata câte dintre acțiunile acelea sunt necunoscute celor din exterior. Sunt profund interioare, se petrec în interiorul omului fără ca noi să știm că s-au petrecut acolo. Ascultați, și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Noi n-am auzit ce din exterior asta. El trece pe lângă noi, pace, pace, bine, bine, dar interiorul lui se petrece, în interiorul ei se petrece dezastrul, a început furtuna. Apoi pofta, când a zămislit, remarcați metafora pe care o folosește Pavel, apostolul Iacov aici, pofta când a zămislit, a dat naștere păcatului și păcatul, abia acum aflăm noi ceilalți, păcatul odată făptuit,
aduce moartea. A venit ispita și a bătut la ușa casei ei, la ușa casei lui, la ușa inimii. N-a văzut nimeni. Doar el a văzut-o. Doar el sau ea a constatat-o. Și ispita a început să strige: hei, e cineva aici! Și de dincolo de poartă a răspuns pofta: sunt eu. Sunt eu. Haideți să facem echipă. Și fără ca noi să știm, ispita s-a unit cu pofta în viața cuiva. Nu știm. E încă ok. E încă funcțional. Ispita și pofta, surori bune, au început să șoptească la urechea lui, să-i spună inimii. Și remarcați cum zice apostolul: să însărcineze. Încă nu știm. Încă nu vedem. Când a crescut însărcinarea, unii dintre noi începem să ne dăm seama că e ceva neregulă cu persoana respectivă. Realizăm, dar încă nu știm ce. Încă e tăcut. Și odată ce are loc nașterea, de naștere păcatului, ne dăm seama unde a fost, ce s-a întâmplat. Toate s-au petrecut însă, inițial, la nivelul omului interior. Tocmai de aceea trebuie să acordăm așa de mare atenție omului nostru lăuntric. O, Doamne, ajută-ne! Nu trebuie lăsat în derivă. Nu trebuie să-ți permiți să gândești orice doar pentru că gândurile nu se văd și nu sunt cunoscute. Nu trebuie să-mi permit tot soiul de atitudini și de lucruri ascunse doar pentru că nu se văd. Locul ăla ascuns al ființei mele interioare, omul meu lăuntric, trebuie să fie modelat de Evanghelie. El naște niște probleme, niște dureri, niște situații. Și în dimineața aceasta vine înaintea noastră doar cu trei dintre problemele, bolile pe care omul dinăuntru le poate avea și cu rezolvarea pe care Scriptura le dă. Prima problemă. Când problema mea sunt eu însumi. Și vom vedea rezolvarea Evangheliei. Ca să vedem lucrul acesta, vă chem să deschidem Scriptura în Romani, capitolul 7. Ascultați aici ce spune Apostolul Pavel despre momentele în care problema omului meu lăuntric sunt chiar eu însumi. Romani, capitolul 7, începem cu versetul 18. Știu, spunea Apostolul Pavel după convertire, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Mi s-a întâmplat asta. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Dar asta mi s-a întâmplat? Ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și exclamă Apostolul Pavel, așa cum cu siguranță fiecare dintre noi care îl urmăm pe Hristos am avut momente în care am exclamat: nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar e bine să nu rămânem cu citirea doar acolo și să continuăm cu mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, binecuvântat să fie El. Când problema mea sunt eu însumi. Cu siguranță că vi s-a întâmplat, dacă nu, altora sigur li s-a întâmplat, nu sunt ei pe aici, dar sigur li s-a întâmplat. Să aibă momente în viață în care, deși au planificat să facă binele, deși și-au dorit din toată inima să facă binele, ba chiar au tras cu dinții să facă binele, nu le-a ieșit. Ci din contră le-a ieșit răul. Deși ne propusesem în omul dinăuntru să nu acționăm cu furie,
să nu răspundem la ofensă, să nu încercăm răzbunarea, să nu răspundem la rău cu rău, să nu mai escaladăm conflictul acasă, să nu mai bârfim, să nu mai judecăm, să nu mai răspândim zvonuri, să nu mai petrecem timp prețios pe ceva ce nu hrănește. Remarcați ce frumos am zis. Mai zic încă o dată, să nu mai petrecem timp prețios, n-am și eu despre Instagram și alte, am zis să nu mai petrecem timp prețios pe ceva ce nu rănește. Să nu mai stăm prea mult la lucru. Să nu. Ni le-am planificat pe toate. Aveam argumente pentru care știam de ce nu trebuiesc făcute. Știam cum le vede Dumnezeu, știam care sunt efectele lor negative pentru că le-am trăit de atâtea ori. Ne-am propus, am promis înaintea lui Dumnezeu, poate că am promis înaintea celor din familie, poate că am promis înaintea prietenilor că nu. Și totuși, ne-am trezit că da. Problema mea am fost eu însumi. M-am ajuns la un moment dat în care am strigat, nenorocitul de mine. Cum fac? Cum găsesc izbăvire din situația asta? Cum ies din acest carusel în care eu însumi intru? La nesfârșit eu însumi intru. Ce-i de făcut atunci? Și acum soluția propusă de Evanghelie. Primul lucru. Când realizezi că problema ta ești tu însuți sau tu însăți, realizezi că ai de fapt nevoie de un Mântuitor. După ce ai percurs de câteva ori etapele astea, îți dai seama că nu te poți vindeca singur. Îți dai seama că n-ai medicamente tu, că n-ai soluții tu. Și chiar dacă lumea noastră este o lume orientată către sine însuși și caută peste tot variante pentru a se vindeca, vindecarea nu vine decât dintr-un loc, singurul loc adevărat, de la singurul Mântuitor, Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie El. De acolo vine. Când problema mea sunt eu însumi, prima reacție pe care trebuie să o am după ce zic, nenorocitul de mine, după ce îmi fac tot soiul de mea culpa, este să mă orientez către Hristos și să zic, Doamne, numai Tu mă poți ajuta. Chiar dacă eu am căutat copilul interior, știți că în societatea noastră se caută copilul interior. L-am găsit, n-a rezolvat. Chiar dacă m-am dus la oameni care mi-au zis, e vremea să căutăm rădăcinile problemei în copilăria ta. Și am descoperit că părinții sunt vinovați, întotdeauna sunt vinovați. Și cu toate astea, că le-am pus eticheta, problema mea nu s-a rezolvat. Chiar dacă, și n-am nimic împotriva psihologilor, dacă sunt creștini, Domnul se binecuvinteze, ziceți amin. Chiar dacă m-am dus la psiholog și am petrecut zeci de ore pe canapea, sute. După ce am ieșit de acolo, după o vreme, mi-a venit să zic iarăși, nenorocitul de mine. Pentru că acest nenorocit de mine este un simptom al faptului că am nevoie de Mântuitor, de Hristos. Doar Hristos mă mântuie. Doar Hristos ne mântuie. Așa că printre dinți, deși zici, nenorocitul de mine, zici și așa, Hristoase Fiul lui Dumnezeu, îndură-te de mine. Sau, așa cum zicea aici Apostolul Pavel, imediat după ce zici, nenorocitul de mine, să zici, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De ce? Pentru că El te poate ajuta. Ăsta e primul pas. Să-ți aduci aminte că ești un om care are nevoie de Mântuitor. Și noi tocmai am celebrat Paștele, venirea în lumea noastră ca jertfă a Fiului lui Dumnezeu. El luând păcatul nostru și dându-ne în schimb neprihănirea Lui. Hristos cu moartea pe moarte călcând, fiind victorios în vecii vecilor. Preamărit să fie El. El este victorios și eu asupra mea însă. De la El primesc victoria. 2. Ce trebuie să fac atunci când problema sunt eu? Mă uit la El. Scăparea vine de acolo. Îmi ridic ochii spre stânca de veacuri ce dă mântuirea. De acolo îmi vine ajutorul. Și 2. Zice aici, interesant, Apostolul Pavel, după convertire, zice, deci după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu.
Dacă vrei să te vindeci de tine însuți, trebuie să ajungi la concluzia asta. Că-ți place legea lui Dumnezeu. Că-ți place să te agăți cu lanțuri de acest catarg, legea lui Dumnezeu. Dar ca să-ți placă, în primul rând, trebuie să o cunoști, nu? Să dezvolți o relație cu Scriptura. Trebuie să o cunoști. Trebuie să o cunosc ca să-mi placă. În primul rând trebuie să o cunosc. Mai întreb pe câțiva, după ce clădirea s-a prăbușit, omul interior a arătat deja ce are acolo ascuns în inima lui. Întreb, dar n-ai știut ce părere are Dumnezeu despre asta? Ba da, frate, dar ce? Dar ce? Credeai că ești mai special sau mai special? Că nu se aplică legea lui Dumnezeu în dreptul tău? Surprize! Se aplică. Dar frate, n-ai citit în Scriptură? Știi, frate, eu cu Scriptura așa cum. Nu există justificare. Dacă știm să citim, trebuie să citim Scriptura. Dacă nu avem Scriptura acasă, ni se poate da o Scriptură. Dar ca să te salvezi de tine însuți, trebuie să ajungi să cunoști legea lui Dumnezeu. Ba mai mult, nu doar să o cunoști. Zice apostolul acolo că și după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Îmi place, iubesc legea lui Dumnezeu. Care este relația pe care o ai? Iubire și ură. Unele îmi plac, altele nu. Iubiți frați și surori, ca să ne scăpăm de noi înșine și de problema pe care noi înșine ne-o putem face, trebuie să ne ancorăm în ceva mai mare decât noi înșine. În ceva mai puternic decât opiniile noastre, decât părerile noastre despre bine, despre rău. Trebuie să ne ancorăm în Dumnezeu. Trebuie să lăsăm pe El să dicteze tonul, ritmul, dansul, dacă veți, al vieții noastre. Să nu facem după capul nostru, după opiniile noastre, ci să mergem așa cum Hristos ne îndeamnă să mergem. De ce? Pentru că numai așa vom găsi odihnă pentru sufletul nostru. Când problema mea sunt eu însumi, mă agăț de legea lui Dumnezeu. O las să dicteze tonul vieții mele. Respect legea lui Dumnezeu, deși nu-mi convine, deși nu-mi vine, deși nu-mi place, o respect. Și atunci când o respect, încetul cu încetul, funile dragostei sale mă poartă spre lumină, mă duce spre liman. Prima problemă, eu însumi, rezolvarea. Legea lui Dumnezeu. A doua problemă. Găsim în text. Ascultați 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 16. Când simt că nu mai pot, când simt că mă prăbușesc, ce trebuie să fac? Să mă uit la ce lucrează Dumnezeu. 2 Corinteni 4, un text absolut superb. De aceea spune apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, o dacă am crede asta, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Când problema mea este omul dinăuntru și omul dinăuntru simte că se prăbușește. Nu am o problemă cu păcatul, nu am o problemă cu ispita, nu am o problemă cu gândurile mărșave, nu, eu nu sunt ros interior de rău, ci pur și simplu am obosit. Am obosit să-mi port poverile, sunt măcinat de suferință, de resentimente, de dureri. Am trecut prin atâtea talazuri și, cum spunea un păstor iubit, toate talazurile lui Dumnezeu au trecut peste noi. Și nu mai pot. Când omul meu dinăuntru nu mai găsește resurse să o ia de la capăt, când am prea multe rugăciuni la care nu găsesc răspunsul, când cerul tace de prea multă vreme, când simt că am obosit. Am obosit să mai stau în picioare pentru familia mea, am obosit să mai stau în picioare pentru prietenii mei. Pentru copiii mei am obosit. Nu, n-am o problemă cu mărșăvia și cu răul, ci am o problemă cu oboseala, cu tristețea fără margini.
Nu mai pot. Nu mai vreau. Nu mai găsesc resurse în mine. Când lucrurile pe care le trăiesc mă depășesc cu adevărat. Le-am dus o vreme, le-am dus o două vremi și jumătate, le-am dus pe umeri. Dar nu știu ce să mai fac. Tu, copile, îmi spui că Domnul se uită la filmul vieții mele? Lasă să se uite. Să vadă toată depresia mea, să vadă toată tristețea mea. Să vadă că am vrut să trăiesc cu El, că vreau să trăiesc cu El, dar pur și simplu câteodată nu mai pot. Toate suferințele care le-am găduit peste mine, toate talazurile care au trecut peste mine, toate au fost prea mult. Prea mult. Nu mai pot. Ce să fac atunci când nu mai pot? Tu zici că vrea să-i placă filmul ăla, să fie filmul ăla al vieții mele interioare creștin, când eu m-am ascuns în ultima grotă a vieții mele și nu mai vreau să ies? Ce să fac atunci? Când problema ta e viața ta. Iată ce să faci. Unu, închină-te. Închină-te. Vino la închinare. Sau, spus altfel, bea din izvorul apelor vii. Remarcați alăturarea termenilor pe care o folosește aici Apostolul Pavel. Este atât de nepotrivită după mintea noastră. Zice că, deși cădem de oboseală, Duhul nostru dinăuntru, omul nostru înăuntric, se înnoiește. Deși o alăturare care pare împotriva naturii, deși treci, te înnoiești. Cum se poate așa ceva? Ca și prima dată. Nu prin noi înșine, ci prin Hristos, Domnul. Am cădea de oboseală dacă n-ar exista închinarea. Și ce bătălie este câteodată închinarea. Am cădea de oboseală dacă nu ne-am descleștat gura, n-am venit aici la biserică și n-am începe să cântăm în ritmul în care cântă biserica. Dacă n-am vedea în rugăciune un izvor binecuvântat care udă pământurile uscate ale interiorului nostru. Stăteam aici în dimineața asta, de fapt eram dimineața în birou, a venit Steli și ne-a zis cântecele de pe desfășurător și mi-am zis, o, Doamne, eu plecasem de acasă romantic, știți? Am mai voie și la romantism și la idealism și ziceam, Doamne, dacă mesajul e potrivit, să potrivească cu cântarea. Mi-a zis cântările, am simțit că poate se potrivi. Am avindecat Domnul de, de romantism, zic. Am ajuns la închinare aici în biserică. Și a început, și acum, la al doilea program, am simțit același lucru. A început biserica să se închine. În fiecare cântare, vă mărturisesc, în fiecare cântare pe care au ales-o cei din echipele de închinare, echipa de închinare, am găsit referințe la predica mea. Binecuvântat e Dumnezeu. Cum se îngrijește de fiecare detaliu. Stăteam aici, la al doilea program, și am simțit cum sunt luat pe sus. Venea din față echipa de închinare și se închina și din spate vă auzeam pe dumneavoastră cântând. Și m-am simțit ca în căușul palmei lui Dumnezeu. Vindeca sufletul meu. Închinare. E vindecătoare. Cântam în dimineața aceasta despre El, despre faptul că suntem prinși în mâna Lui, din față, din lateral, din spate, de peste tot venea cântecul ăsta care zicea vrednic e Hristos. Vrednic. M-am gândit la viața mea. Ce drum lung până aici, dimineața asta, a fost toată viața mea. M-am gândit ce aș putea spune despre viața mea. Știți ce? Vrednic e Hristos. Vrednic e Hristos. Credincios este Domnul. O, de câte ori, în câte moduri se poate pierde un om? Milioane, miliarde. În câte moduri se poate afla? Unul singur. Iisus Hristos, Domnul. Și aici, la închinare, încă o dată și încă o dată, mi-am dat viața celui care a fost credincios cu mine până acum. Când nu mai poți, asta trebuie să faci. Să te dai de Hristos. Să vii aici, ce frate să vii, că sunt ca un par la închinare, se uită și aia din jurul meu, nu mă văd cântând, să vii să cânți. Așa, cu gura încleștată, cum poți tu, cântă. Cântă împreună cu echipa de închinare. Există un trup mistic al lui Hristos care se adună aici și echipele de închinare și tot ce se petrece aici încetul cu încetul te vor purta către Dumnezeu. Nu priviți în orice întâlnire a bisericii ca pe o întâlnire normală. E o întâlnire mistică, e o întâlnire cu Dumnezeu însuși. Și dacă Dumnezeu este în mijlocul său, dacă Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor lui Israel, Dumnezeu se mișcă în toată biserica. Vino și cântă. Vino și laudă-L pe Dumnezeu. Permite să fiu mai aplicat decât atât. Tu care stai în dreapta, tu care stai în stânca, nu sta mut, cântă împreună cu închinarea. Nu știi
cine e lângă tine și ce e în universul lui interior. S-ar putea ca prin cântarea ta, prin glasul tău, poate nepotrivit, poate nu ești pe ton, nu contează, dar prin cântarea ta se aduce aminte odată și încă o dată și încă o dată și încă o dată că vrednic e Hristos. Și va pleca de aici gândindu-se, măi, vrednic e Hristos. Îi va suna ca un melc în ureche ideea aceasta, vrednic e Hristos. Și l-ai ridicat prin închinare. Asta trebuie să faci. Când simți că nu mai poți să te închini înaintea lui Dumnezeu. Și mai e ceva ce spune aici apostolul. Să te uiți la ce face Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Zice că ia întristările noastre de o clipă și le încarcă cu o greutate veșnică de har. Iată ce face Dumnezeu. Nimeni nu poate face asta. Se uită la tine. Tu zici că nu-i mai pasă. Tu zici că nu te vede. Se uită la tine. Preia lucrurile acelea. Sunt întristările tale de o clipă, le pune în brațul său, în mâna sa și le încarcă cu greutate veșnică de har. Asta face Dumnezeu, le dă greutate. Când simți că nu mai poți, ai două variante. Te uiți la întristările tale și ți se vor părea de o veșnicie. Te uiți la durerile tale, la momentele, la lucrurile care te fac să mergi atât de greu, care te apasă atât de amar și ți se vor părea prea grele de dus. Sau cea de-a doua variantă, să-ți întorci privirile spre El. Cel care stă acolo să se uite la filmul vieții tale. Și vei vedea și tu pe ecran momentele în care apare Dumnezeu. În viața ta modelându-te, ridicându-te, binecuvântându-te. Ia întristările tale de o clipă și le dă greutate veșnică de har. Și atunci capeți putere, te revigorezi, intri, așa cum zice apostolul, în odihna lui Dumnezeu. Unde? În mijlocul necazurilor? Da. În mijlocul tumultului? Da. Pentru că, așa cum vă spuneam eu de multe ori, împreună cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Ce trebuie să faci când simți că nu mai poți? Vino și închină-te și uită-te la ce face Dumnezeu. Îndrăznesc să spun în dimineața aceasta, bazat pe textul acesta, că faptul că nu mai poți este un simptom al faptului că ai început să te uiți la greutăți și să nu te mai uiți la Domnul. Dacă te vei uita la El, vei putea. Din El vine puterea. Dacă te vei uita la El, ți se va schimba fața, se va schimba inima, vei merge din putere în putere. Omul tău dinăuntru, chiar dacă pe afară trece, se înnoiește din zi în zi. Și ce cred eu? Că atunci când înmormântăm un om al lui Dumnezeu, noi înmormântăm un trup care pe afară a trecut, dacă e în vârstă. Dar de asemenea știm că omul dinăuntru s-a înnoit. De ce? Pentru că asta face Dumnezeu cu ai Lui. Îi înnoiește din zi în zi. Până în ziua în care îi vor prezenta înaintea Tatălui, știți cum? Atât de noi că sunt fără pată, fără zbârcitură, binecuvântat să fie El. Când simți că nu mai poți, vino și cântă-i. Roagă-te. Și uită-te la ce face El. Și încheie în această dimineață cu al treilea text. Un text superb, un text înălțător. Efeseni 3, începând cu versetul 16. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa cât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că, și ascultați cuvintele apostolului, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Ascultați cuvintele, care întrece orice pricepere, orice cunoștință,
ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Când problema mea e credința mea. În antichitate, teologii, preoții au numit această problemă noaptea neagră a sufletului. Mai modern ni se zice depresia spirituală. Momentele în care simți că crezi că Dumnezeu există. E undeva acolo, mare, dar departe. Dar nu crezi că se mai implică în viața ta. Cunoști promisiunile lui Dumnezeu, dar nu mai crezi că sunt pentru tine. Mai crezi că se pot împlini în viața ta. Știi că Dumnezeu este mare și bun, dar dacă ar fi să enumeri acte ale bunătății lui Dumnezeu în viața ta, parcă nu le-ai vedea. Parcă sunt prea departe. Problema ta a devenit credința ta. Și încetul cu încetul inima ta se dezlipește. Faci pași în dărât. Începi să nu mai trăiești în ritmul bisericii. Nu mai mergi cu biserica. Frații zic despre tine că te-ai răcit. Tu zici despre tine că te-ai răcit. Dar Biblia spune despre tine că ți-ai pierdut dragostea. Dragostea din tâi. Și că ar fi vremea pocăinței. Ești chemat la 1 mai? Ai altceva mai bun. Ești obosit. Ești chemat să slujești undeva? Parcă te duce și parcă nu. Și într-un final nu. Nu te duci. Dimineața la închinare, duminică dimineața, parcă ți-ar veni să mai stai un pic. Găsești tot soiul de motive pentru care să n-ajungi unde este biserica și tu te crezi, îți crezi motivele. Dar de fapt ce se întâmplă adânc în interiorul tău este inima, este problema inimii. Nu mai crezi. Crezi că Dumnezeu există, dar nu mai crezi. E aproape de tine, că e lângă tine. Ce să faci atunci? Când treci prin noaptea neagră a sufletului. Am zice că soluția ar fi mai multă disciplină spirituală, dar problemele inimii adeseori nu se rezolvă prin disciplină spirituală. Am zice că soluția ar fi mai multă implicare spirituală, mai multă slujire, dar fără inimă. Fără inimă. E doar activism religios, nimic mai mult. Iar inima ta nu mai este acolo. Ce să faci atunci? Două lucruri vreau să vă spun. Cred că soluția este textul ăsta. Să pui din nou rădăcina și temelia în dragoste. Primul lucru este să realizezi că Hristos nu te-a părăsit și nu te părăsește. Că e încă acolo. Chiar dacă nu mai simți. Chiar dacă pe undeva în inima ta au început să se nască gânduri că bunătatea Lui, că îndurarea Lui nu s-a revărsat și nu se mai revarsă spre tine. Tu să crezi, să știi. De aceea e importantă biserica, să știi că e în continuare acolo, în ciuda sentimentelor tale, că nu Hristos te minte, ci sentimentele tale te mint. Sentimentele tale te mint. Că nu Hristos nu spune adevărul, ci emoțiile tale nu spun adevărul. Să te ții bine în frâu și să te duci către Hristos. Să zici, eu știu că ești aici, chiar dacă nu simt, chiar dacă nu văd, eu știu că ești aici. Să realizezi că El încă este prezent. Ba mai mult, să realizezi că nu ți-a întors spatele. Diavolul în momentele acelea, noaptea neagră a sufletului, vine și ne minte să ne spună că Hristos ne-a întors spatele. Nu, 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 uită-te mai atent. Cel care a întors spatele ești tu. Hristos este încă acolo. Cel care pleacă primul din relația noastră cu Dumnezeu nu e niciodată Dumnezeu, e întotdeauna omul. Inima lui rea și necredincioasă. Uită-te atent, Hristos e în preajma ta, te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și își pune mâna peste tine. Și dacă îți ascuți un pic auzul, îl vei auzi spunându-ți, încă o dată, că te iubește. Că te iubește. E acolo
să te ridice, să te răscumpere. Este acolo, încă prezent. Remarcați cum vorbește aici apostolul. Vorbește despre dragostea lui Hristos definitivă și completă. Îi dă dimensiuni și dimensiunile pe care apostolul le dă dragostea lui Dumnezeu par infinite. Infinite. Se duce lărgime, lățime, adâncime, infinit. Și dacă n-am pricepe că sunt infinite, apostolul completează în cuvinte clare. Dom'le, poate e cineva care n-a înțeles că e infinit și zice, dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Așa iubește Dumnezeu definitiv și complet. Iată cum ești iubit, cuprins de oriunde, atras încât să fii cules chiar și de la o margine a cerului, chiar și de o margine a pământului, căutat chiar și în adânc de mare. Iată cum sunt iubit. Iubit fără măsură. Iubit fără măsură. Contrar cu tot ceea ce simt. Contrar cu tot ceea ce am spus inimii mele. Sunt iubit fără măsură. Așa sunt iubit. Când treci prin noaptea neagră a sufletului. Când tot ce e în tine te face să te depărtezi de poporul lui Dumnezeu, uită-te în oglindă în fiecare zi și spuneți: și azi ești iubit fără măsură. N-a pus Dumnezeu limită iubirii pentru tine. Iubit fără măsură. Și încetul cu încetul te întorci cu fața către El. Și când te întorci cu fața către El, îl găsești cu brațele deschise, gata să te primească, să pat în palmele sale. Când te întorci, te luminezi de bucurie. Ești iubit fără măsură. E un cântec nou care se cântă acum și care zice: când mi-e rece dragostea, sprijin mi-e Hristos. Sprijin mi-e Hristos, sunt iubit în chip nespus. Sprijin mi-e Iisus. Sunt iubit în chip nespus. O, dacă ai spune asta sufletului tău în dimineața asta. Că ești iubit în chip nespus. Dacă ai spune asta diavolului care îți șoptește la ureche, ispitei care a bătut la ușa ta, că Hristos te iubește în chip nespus. Dacă ai spune asta inimii tale, pârdalnicei de inimi care te poartă în tot soiul de direcții, că Hristos te iubește în chip nespus. Te întoarce cu privirile către El și tot interiorul tău, tot forul tău interior ar fi cuprins de lumină și încet, încet pe tron ar sta singurul care e demn să stea acolo, Iisus Hristos, Domnul. Este o cântare pe care eu v-am mai zis-o, v-am mai recitat-o. Dacă aș ști să cânt, să știți că aș cânta-o. Dar nu știu cânta. Însă cântarea zice așa: eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul mi-a ocrotit. Când vin furtuni în viață, chiar dacă sunt în interiorul meu, în Iisus am speranță. De ce? Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Așa ne iubește Dumnezeu. Unde ești? Unde e interiorul tău? Ce boală începe să dezvolte sau a dezvoltat? Problema ta ești tu însuți sau însăți? Soluția e cuvântul lui Dumnezeu. Problema ta e viața ta? Soluția este să privești la ce face Dumnezeu. Problema ta e credința ta? Uită-te la cât de mult te iubește Dumnezeu. Oriunde ai fi, orice boală ar părea că se apropie de tine, în Hristos avem speranță, El e vindecare pentru sufletul nostru. De aceea, în rugăciunea următoare, vă chem să-i spunem în cuvinte simple, în închinarea noastră prin rugăciune: mă iubești în chip nespus, ajută-mă să ies la lumină. Vin înaintea ta cu tot interiorul meu, știu că tu stai pe scaun și privești monitorul vieții mele. Vreau să vezi ceva plăcut, vreau să vezi ceva care să te facă să exclami: îmi place. Dar îți mărturisesc că fără tine nu pot. De aceea, vindecă-mi, Doamne, interiorul, curățește-mi, Doamne, inima.
și pune-mă pe calea mântuirii. Ne putem ruga așa? Dacă da, haideți să ne ridicăm în picioare. Și fiecare dintre noi, în cuvintele Lui, stă înaintea Lui Dumnezeu și știu că suntem iubiți în chip nespus și știu că Hristos ne va primi. Să ne rugăm!